Bună ziua, vrăjitori! Bună ziua, vrăjitoare! Pentru cei care nu mă cunosc deja, mă prezint, sunt Mira. Astăzi vom face ceva diferit. Bineînțeles, vă urez bun venit pe canalul meu de magie, dar sunt puțin prinsă de acest, să-i spunem, o meditație, o protecție. Este ceva diferit de ceea ce voi ați cunoscut până acum pe acest canal, dar este foarte important pentru că citind mail-urile, citind mesajele, ascultându-vă, îmi dau seama de problemele cotidiane pe care le aveți și îmi dau seama că aveți nevoie, în primul rând, să știți că voi nu sunteți o materie, nu sunteți lut, făcuți din lut, așa cum ați, nu vreau să denigrez pe nimeni, așa cum ați fost învățați de mici. Noi suntem energie, deși noi știm, mă gândesc că în ziua de astăzi foarte mulți cunoașteți yoga, cunoașteți, chiar e strâns legat de meseria mea, nu de cea de vrăjitoare, meseria mea care o exercit în fiecare zi, cei șapte, i chakra, cred că îi cunoașteți, da? În fine, eu cred că în ziua de astăzi toți îi cunoaștem, meditația o cunoaștem toți, manifestarea o cunoaștem toți. Deci, noi suntem 99 energie, 99% energie, nu suntem materie, nu suntem făcuți din lut sau o bucată de carne, cum este purcelul care îl tăiem de Crăciun. Suntem energie, cei șapte chakra sunt puncte energetice. Iar unul dintre cei mai importanți, cel mai important punct energetic este plexul solar. Plexul solar corespunde buricului. Iar buricul este, mulți dintre voi credeți că buricul este foarte des, vă duceți cu gândul la o aluziune aluzie sexuală, gândindu-vă la dansatoarele din buric, care dansează din buric, nu? Dansatoarele turcoaicele, grecoaicele. Sau vă gândiți la o cicatrice, un semn tăiat pentru că a rămas o cicatrice cum ne-au tăiat buricul pentru că na, ne trebuia să ne hrănim când eram în burta mamei noastre. Da, este și strâns legat cu relația mamei. Atunci când aveți probleme în familie, de exemplu ați fost părăsiți de mici și nu reușiți să iertați mama sau sunt probleme pe partea feminină, îmi cer scuze dacă multe cuvinte sună rău în română, nu sunt analfabetă, nu, sunt de foarte mult timp plecată din România și foarte multe cuvinte nu mi le găsesc, nu mi le aduc aminte. Am învățat mult de când sunt aici cu voi pe canal, pentru că în ultimii ani nu mai aveam cu cine să vorbesc românește. Deci, multe cuvinte le confund, vorbind și italiană, vorbind și spaniolă, un pic fac confuzie, este normal. Deci, să ne întoarcem la plexul solar. Plexul solar corespunde buricului, iar pe acolo intră toată energia și blocajele și orice, tot este legat cu buricul. Deci buricul nu este doar o cicatrice, cum credem noi, nu este un instrument al sexului, că face furoare, că face, că atrage, că este într-adevăr foarte, este ceva foarte sexy la o dansatoare din buric, se cheamă dansatoare din buric, dansul din ventre, nu? Este foarte faimos. Dar este partea corpului care ne face și foarte, foarte sensibili, foarte vulnerabili și foarte ușor de atacat, dacă nu știți să-l acoperiți și să-l protejați. Ei bine, eu am piercing la buric, se poartă, foarte mulți dintre voi aveți, este, să zicem că nu este ceva bine, nu este ceva bun făcut, dar este moda, se poartă, suntem tineri, am făcut greșeala asta sau ne place să fie așa. În fine, ca să ne putem proteja de energiile astea negre, rele, care noi le atragem când mergem la un cimitir, când mergem la o mormântare, când mergem într-un loc cu multe persoane. Am cățelul pe aici și mi-e frică că îmi dărâmă tot. Și nu știm la ce să ne așteptăm, poate să avem de-a face cu narciziști, cu vampiri energetici, cu persoane rele. Ei bine, trebuie să ne acoperim acest plex solar ca să nu mai încasăm, să nu mai luăm înăuntru tot răul. Și atunci ce vom face? Ne vom închide aura, o vom proteja.
lucru trebuiește făcut și atunci când nu reușești să găsești iubire, în căsnicie îți merge rău, îți merge rău la servici, începi să fii încărcat, nu dormi bine noaptea, te doare spatele, ești obosit. Durerile le simți mai mult. Este greu să vă explic într-un video și în puține cuvinte ceva așa de mare, dar funcționează. Puteți să vă documentați, să căutați, este și o carte scrisă legat de acest chakra, unde se vorbește despre plexul solar. Este foarte important. Plexul solar vă poate ajuta și să însănătoșiți, cum vă spuneam mai înainte, legăturile cu mama, bunica, străbunica, străstrăbunica, cu toată partea feminină. Chiar dacă nu ați cunoscut aceste persoane, o să vă învăț mergând înainte, dacă este cazul, dacă veți avea nevoie, cum se face însănătoșirea acestor relații. De exemplu, dacă vi se pare că mama nu v-a iubit îndeajuns sau nu vă iubește îndeajuns, sau bunica, sau dacă ați fost părăsiți la naștere, sau dacă vi s-au întâmplat, s-a născut un alt frate sau altă soră și vi s-a părut că părinții, mama în mod special, a acordat mai multă atenție și ați rămas cu ură, cu răutate, cu această meditare este, nu, acum nu vă voi, pentru că este dureroasă acea meditare, nu vă voi prezenta pe aceea, vă poate ajuta să însănătoșiți relația, să iertați și să fiți iertați de partea voastră feminină, partea ereditar, să zicem, ce vine din familie, din moș strămoș. Ok, deci chakra plexului solar atrage tot și binele și răul. Noi acum ne vom închide aura și ne vom curăța prin meditație plexul solar. Deci, ce vom face? În primul rând, trebuie să ne curățăm plexul solar. Și cum se face asta? Vă puneți într-o poziție comodă și începeți să respirați profund, da? Când expirați aerul, vă imaginați că din buricul vostru iasă un tub cu toate energiile urâte, negre, verzi, urâte. Știți cum vedeți în desenele animate că sunt reprezentați cățelușii, animalele murdare, animalele care pud. Iasă, vă imaginați și vă imaginați că toată ura, toată supărarea, pentru ce ura și supărarea și nemulțumirile? Pentru că ținând ură și rancore în corpul nostru, în sufletul nostru, în plexul nostru solar, începem să devenim negri, să devenim urât, să devenim un suflet urât. Ok? Deci repetăm pentru câteva minute acest exercițiu, da? Din buricul nostru a ieșit tot ce a fost rău. Ok, când ați făcut asta, puteți începe cu un masaj în sens orar în jurul buricului pentru a vindeca, a însănătoși, și începem să ne imaginăm că ne încapsulăm ca într-un ou, da? În jurul nostru se formează un ou de culoare aurie, rozalie, așa, ok? Și suntem acoperiți. Acum noi ce vom face? Începem să ne masăm buricul și ne imaginăm că de la acum depinde în ce entitate credeți, în univers, în forțele divine, că ne ajunge o lumină rozalie aurie care ne intră în buric și din buric se răspândește în tot corpul nostru. Aia este energia bună. Aia este energia bună. Iar acum vom lua ulei de cocos. Ulei de cocos. Puteți să folosiți și un cristal de ochi de tigru. Iar cu uleiul de cocos ne curățăm buricul în sens circular, da? Și ne imaginăm că intră această energie în noi, da? Uleiul de cocos protejează și ne ajută să ținem toate energiile bune înăuntru și să ne închidem, să vindecăm.
puteți să folosiți și alte tipuri de ulei, de exemplu ulei de mandarin, ulei de rozmarin, dar uleiul de cocos are o proprietate particulară și specială. În timp ce noi facem această operație și această meditație, vorbim cu divinitatea, cu forțele universului, cu toate energiile acestui pământ și acestui univers și nu vorbim la negativ, decât la pozitiv, da? Vedeți, piercing-ul deranjează foarte mult. Și spunem, din acest moment eu am închis aura mea, eu mă protejez și înăuntrul meu vor intra doar energiile bune, toate lucrurile bune și pozitive se vor lipi de mine, doar ce e frumos, doar ce este minunat se va lipi de mine și se va apropia de mine. Tot ce este minunat, tot ce este frumos va putea trăi în mine și lângă mine. Acum, după ce ați făcut această operație, veți lua o bucată de coton, de vată și veți acoperi buricul. Dacă nu aveți mod să puneți un leocoplast ceva, vă puneți pantalonii peste, dacă nu, sau chiloței, dar trebuie să rămână acoperit. Dacă nu, luați un cerot, nu știu cum se cheamă, un plasture și veți acoperi buricul. Veți vedea, nu știu, poate ăsta este mic, dacă vă simțiți aceea pătrați ca să-l închidă ermetic, ar fi mai bine. Asta este protecția mea. Din acest moment eu sunt protejată. Asta nu lipește pentru că este uleiul, dar trebuie luat unul mai mare care lipește bine. Veți vedea că lucrurile se vor schimba. Iar cei care suferă de păr uscat, păr urât, fără nu este lucios, este opac, piele urâtă pe față, crăpată, dezidratată, buzele încerc să se strângă, să devină urâte, să se zbârcească. Veți vedea că făcând des această operație, eu deja mă simt mai bine. Veți vedea că lucrurile se vor schimba. Pielea devine mai luminoasă, mai frumoasă, pentru că atrageți binele, soarele, minunăția. Părul va deveni strălucitor. Gura mai frumoasă. Totul se va schimba în viața voastră. Trebuie să faceți des această operație, această meditație, ca să vă învățați să vă protejați și încet, încet să învățați să respingeți răul, invidia, vampirii energetici. Eu aș zice, pentru început, o dată pe săptămână puteți să o faceți și dacă reușiți să dormiți cu această vată în buric, este foarte bine, dar negreșit când mergeți în locuri afolate, în locuri pline de lume, în spitale, cimitir, în mormântări, evenimente cu multă lume care vă poate invidia, buricul trebuie să fie acoperit. Poate vi se pare o prostie, mă repet și mă repet la infinit, documentați-vă, este foarte important. Nu uitați că noi nu suntem materie, nu suntem un decubito, nu suntem un corp, un corp și atât. Noi suntem energie, suntem făcuți din energie și suntem energie. Noi atragem tot și dăm energie. De aceea voi, mai ales cei care vă ocupați de ritualuri, trebuie să știți și să vă cunoașteți cei 7 chakra. Încet, încet o să vă vorbesc și de ceilalți dacă vă interesează, dar ăsta este cel mai important. Nu uitați că suntem 99% energie, nu suntem materie. Eu vă îmbrățișez cu drag, sper că v-a folosit această meditație, sper că veți face bun uz și aștept să-mi spuneți cum v-ați găsit. Eu deja mă simt mai bine. Ajută foarte mult pentru foarte multe probleme. Eu vă îmbrățișez pe curând.